mereu asupra sa, în un buzunar interior al sutanei, în dreptul inimii, cum spunea el însuși, mi-a povestit asta doctorul Nicolae Cernea, un fragment, el spune un fragment, Agenor Danciu, un curs spiritual, își traduce o fracțiune, Mălinca spunea, în fracțion, din coroana de spini a lui Hristos, prin intermediul căreia a operat în sănătoșiri inexplicabile, trupești și sufletești. Confirmat asta de foarte mulți martori, înregistrări, audio, video. Și ce mi-am propus? Să leg, să pun cap la cap documentele care au apărut, aș putea spune chiar și acolo o săptămână. Am discutat cu un codeținut al Monseniorului în viață, la broșiorii de vede, și abia acum am fost capabil să-i pun întrebări la subiect, ca să înțeleg ce a fost acolo. Sunt o mulțime de mărturii, dar nu se înțelege ce partal, ce, cum vorbea, de ce stătea în capul oaselor. Iată, deci, ar putea spune că acum o săptămână s-a încheiat un ciclu de cercetare asupra relicvei. Și la o întrebare care mi-a fost pusă de Radio Maria, dar de ce nu se expune relicva? Le-am răspuns că biserica are timpul ei și acum știm cam ce s-a întâmplat. Primele minuni. Citez numai, era o coerență a vieții lui spirituale, episcopul Netzauer, un om critic, savant, cercetător, arheolog, istoric, numizmat, a spus, și avem un document, că dacă cineva, în 1909, deci era la ei, dacă cineva mi-ar spune că a făcut o minune, aici sau acolo, n-aș fi deloc surprins. În biografie, prima menționare a unei înțelătoșiri miraculoase cu relicva este a biografiei lui care l-a cunoscut, Cezar Marin Vero. Eu trebuie să săr peste o soră, a fost arsă de o buiotă care a explodat, era distrusă, fața ochii tot, era de norocire. Monseniorul Ghika a văzut ce s-a întâmplat. El de obicei punea relicva pe locul dureros, probleme. Aici n-a avut cum, așa am explic, a stat cu relicva în mână. Nu putea să-i pună relicva pe față. Și s-a rugat profund, a încremenit în rugăciune, iar a doua zi când apoi a înălțat mâna deasupra călugăriței, pentru a o binecuvânta, și s-a retras. Și asta este în toate minunile relatate, se roagă profund, aplică relicva, se retrage. Doctorul, când a venit, a doua zi, a fost surprins, țesutul s-a consolidat, ochii s-au deschis, pleoapele erau dezumflate, 3 zile mai târziu, bolnava completă sănătoșită și nu mai avea nevoie de niciun bandaj. Apoi, peste o săptămână, și toată viața până la bătrânețe, au o vrajă de fată de 18 ani. Și Suzanne Marie de Loa spune, azi, după 30 de ani, nu am niciun dubiu asupra acestui miracol. Dacă a făcut minune cu relicva în 1927, înseamnă că a primit o bezedame de parte de la cardinalul Dubois. Acum, cei cu minunile astea trebuie niște precizări. Jean delaude, de care s-a vorbit, spune aceste miracole exterioare și vizibile nu sunt nimic în comparație cu miracolul permanent, spiritual, al convertirilor și transformărilor complete și adesea subite ale unor suflete în eroare și păcat. O altă precizare. Dr. Lucernea zice, la una din primele lui întâlnire, avea 21 de ani, a avut multe întâlniri cu Monseniorul. Zice, știți, se vorbește de dumneavoastră? Ei, ce se vorbește despre Monseniorul? Păi se spune că sunteți prinți, că ați călătorit în lumea, toată lumea și că ați făcut minuni. Monseniorul a surâs și a zis, să le luăm pe rând. Dar sărim la minuni și a început când ne spune, minunile nu le fac oamenii, minunile le face Dumnezeu. Ori minunile despre care se zice că le-am făcut eu, nu le-am făcut eu, le-am obținut prin relicva de la coroana de spini a Mântuitorului pe care o avem aici și pe care la sfârșit o să vă dau să o sărutați și cu care o să vă binecuvântez. Și alți martori în viață spun, în genunchiam de vedea relicva să o sărutăm. Agenor Danciu, unul din cei mai apropiați fii spiritual, ca și tatăl meu, 2 ani aș fi fost, ține, da, Monseniorul poate avea pe toți fii spirituali apropiați, scrie o mărturie scrisă și o datorăm domnului Pierre Aiei de la Institutul Ghika din Paris. Oricât ar fi original, oricât ar fi de dificil de colaborat cu el, dacă nu ar fi fost domnul Pierre Aiei, nu aveam această mărturie și altele și altele. Avem o comoară, a strâns documente în toată Franța, dar i-a pus pe oameni să spună ce știu de Monseniorul Ghika. Noi am început prea târziu și mulți au murit. Zoldarge era mort. Deja Agenor Danciu, când m-aș fi trezit eu să putem. Și zice cele mai mult decât 56 cuvintele lui de miracole, care s-au produs 56. Deci, în urma rugăciunilor sale, el le atribuia harului provenit din această religie. Am pus punct cu precizări. Precizarea finală, sigur că o face biserica. Și eu ceea ce spun aici, nu înseamnă că iau înaintea. Oricum, noi românii nu am stat să analizăm minunile, nici măcar una formidabilă la San Francisco, cu un aviator, cu coloana ruptă, cum se face la Lourdes. Noi trecem ușor pe lângă momentele mari, ne bucurăm fiecare parte și acum avem dificultatea să demonstrăm practicantului calitățile Monseniorului Ghika. Acum, ce-i cu religia asta? Jean delaude știe că provenea de la Arhiepiscopia Parisului, din Sfânta Coroană de Spit. Dar noi n-am fi putut să știm mai mult dacă Dr. Germainul ar fi întrebat. Și Monseniorul i-a povestit istoria. Istoria acestei religie este identică ceea ce a înregistrat Dr. Germainul cu ceea ce puteți și citiți pe internet, dacă căutați Sainte-Chapelle de Pin. Veți găsi ce se întâmplă în Franța. Vom vedea istoria acestei religie, care merge până în primele secole. În Franța este un cristal de sticlă, se află această o coroană de 20, adică de 21 de centimetri, un cer format din stuf, un falsificator n-ar fi imaginat asta, așa ea nudă. Nudă cum Revoluția franceză a distrus practic toate religiile și dând de coroana de spin a dat în bibliotecii naționale că poate interesează istoria. Așa se face că Napoleon I a redat-o, a dat-o Arhiepiscopiei Parisului. Pentru că reliva a fost gândită pentru Sainte-Chapelle. Cei care au citit Sainte-Chapelle, poate nu știți că acolo era sipetul relicvei, coroana de spin a Mântuitorului. Istoria este foarte veche, deci din secolul IV se știe de ea. La începutul secolului IV, Sfântul Paulin de Lola vorbea de ea, ajunge la Constantinopol, ajunge apoi cumpărată 24 de milioane de euro, echivalent aur, de Saint-Louis, care a mers 100 și ceva de kilometri pe jos în urma ei, și a dus-o, a cumpărat-o și a dus coroana asta de spin, punând-o într-un cristal de rocă, greu, pe o pernă astăzi, în fiecare primă vine din lună, uitați-vă pe YouTube, Cavalerii Ordinului Sfântului Mormân însoțesc un preot care o ține cu o pernă, e grea, și sărută, biserica e plină, și se sărută reliva. Ce pot spune e că francezii sunt nu profită la maximum de religia lor. Ei spun, fiecare se întoarce întărit spiritual, dar Monseniorul Ghika, când a primit religia, un fragment, imediat o să intru, el s-a pus pe treabă, s-a rugat cu credința, cu sfințenia lui, s-a obținut miracole. Într-una din zile, când preotul, care avea onoarea de a duce pe sernă Sfânta Coroană de Spine, era prea grea, a căzut și s-a desprins. Au desprins niște bucăți din această coroană de stuf, împletit și cu legături, așa cum ne fac oamenii noștri care fac coșul. În această coroană de stuf existau spinii din arborele meridional, francezii spun juju, e un text al numele lor latinești. Și spinii există, regii Franței le-au dat la mare cadou, când într-o parte, când într-altă, azi mai există doi spini. Într-o biserică, iată, citim pe internet. Vedeți, Monseniorul Ghika n-a spus niciodată un spin sau un ghimpe din coroana Mântuitorului, a spus un fragment din coroana Mântuitorului, dar în Jilava, vom vedea imediat, oamenii spuneau unul în jur, are un ghimpe, are un spin. Și el i-a lăsat așa în impresia, o pedagogie a a lui. Ce să te explice? Stai să vezi că e așa și că spiniți nu știu unde. A lăsat să se spună că avea un ghimbe. Bun. Vă invit, mergeți acasă, să studiați. Am vorbit un pic de descrierea religiei. Așa mi-am explicat și eu. Vedeți, când s-a ținut simpozionul anterior, aici pe spate era relicva. Fiul meu mi-a pregătit unul din ei astăzi, mărită, și mă întreba unde e spinul. Ori cred că aici sunt lipite pe cruce două bucăți de stuf, care are 1,5 mm. Nu aș fi de stuf. Citind pe internet, cardinalul Gradiel a vrut să vadă, a deschis la Paris cristalul de rocă și a avut surprinderea, stupoarea, să vadă că sunt zone verzi în această coroană, așa cum descrie și un martor în secolul VI. Bun. Deci, Monseniorul Ghika, tot de la Dr. Lucernea, zice, știți, mi-a spus Monseniorul, s-a nimerit de fapt că tocmai avea treabă la Arhiepiscopia Parisului și eram foarte mulțumiți de câteva lucruri pe care le făcusem și atunci mi-a oferit mie această relicvă. Dr. Lucernea comentează și merită. Cred că e o treabă de modestie, pentru că ei știam de la început cui vor să dea fragmentul rupt, când s-a rupt și care a fost introdus într-o nouă relicvă. Știau că vreau să dea lui. Cum? Adică, știți, Toma Zenit, luați-o dumneavoastră. Avem deci onoarea să avem în România, datorită prestigiului spiritual al Monseniorului, această relicvă. Vă spun de acum, poate că la un moment dat în Franța a pierdut-o. Avem documente. Disperat și lumea îl consola. Ori e o simplă scrisoare, avem un document. A cerut, se spune lui Jacques Maritain, dar scrisoarea există, vă rog, înainte de a pleca la Roma, în 39, să obțineți un nou fragment din Coroana de Spit. Și în clipa în care intră în România, aceasta e relicva pe care a avut-o, confirmă și Andrei Brezian, confirmă Zoldarge, confirmă tatăl meu, a avut-o pe toată perioada României și este acum aici. Vom vedea cum. Acum am zis așa, dacă ar fi pierdut un spin, era o nenorocire. El a pierdut un fragment din Coroana de Spit. Agenor Danciu a văzut-o și o descrie, ca să rămânim că e cea a Monseniorului. El spune, pusă într-o cutiuță de metal, galben, se vede acolo, sub o sticlă, stop, se vede sticla, aici metal în spate, aici e sticlă. Pentru a putea fi văzută, Monseniorul păstra relicva într-o conguță de satin negru. O folosea ca mărturie, avem mărturie în România, a patimii Mântuitorului și camisului de vindecare. Nu pot, așa. Ei, vine, el avea deci asupra lui, este arestat. Un an de zile stă în anchetă. Acum au avut loc torturile. Aproape că l-au omorât, pentru că odată au cerut să mai meargă la alte anchete și a răspuns Butica, colonelul Butica, nu putem pe Gonal. Deci îl termina să rămână anchetă. La proces l-au văzut toți cu sutana pe el, smulți la gât, fiindcă așa l-au și spânzura, l-au bătut, l-au pănuit. Deci era complet. Elisabeta Castel ne spune, era ca un, ca să-l înțelegeți, ca un golan, adică șifonată, nepătănat, nimic rupt. Așa însă i-a impresionat. Sutana era asupra lui, relicva era asupra lui. Ajunge la Jilava. La Jilava sunt 4 stele datorită doamnei colonel Cenușă, ofițer de presă la administrația centrală a Petrișorului și cu niște minunați de foști deținuți politici, domnul Petrișor, domnul Aristide Mărulescu, domnul Iulian Constantin, am identificat sările în care a fost Monseniorul, unele din ele, acum și altele, locul unde se plimba în